foarte mulți ani în urmă călătoream tot pe drumuri aproape pe Valea Mureșului și am vizitat atunci câteva dintre castelele și conacele din zonă. Printre ele și castelul de la Săvârșit. Nu mai avea nimic din farmecul de odinioară, deși m-am bucurat să-l găsesc intact în picioare. Vremea a trecut, lucrurile s-au mai schimbat, iar astăzi castelul are din nou farmec și mai ales viață. De puțină vreme și-a redeschis porțile larg și pentru public, pentru călători. Așa încât n-aș fi putut rata pentru nimic în lume ocazia să mă întorc aici. Astăzi mă aflu așadar din nou la Castelul Regal de la Săvârșin, în județul Arad. Din Timișoara am ales autostrada A1 până la Traian Vuia. Am trecut apoi prin Făget și Căpâlnaș, chiar prin fața micului Trianon, și iată-mă în scurtă vreme trecând podul peste Mureș. Și sunt chiar în poarta castelului. Săvârșinul, întins de-a lungul Mureșului, are povestea lui, cu o prima dăstare încă din 1479 în documentele unui notar regal. Apoi, Zavașin și-a schimbat numele în Zoborșin. Domeniile de aici și-au mai schimbat și ele proprietarii. Dar astăzi, când spui Săvârșin, primul gând este la regele Mihai și la castelul atât de drag care i-a fost cămin. Cine oare și-ar fi putut imagina, atunci când regele pleca în exil, că în anul 2021, ziua de 10 mai va fi sărbătorită cu fast la Castelul Săvârșin și că va marca 20 de ani de la întoarcerea suveranului aici? Nimeni, probabil. De vreme ce, preț de câteva decenii, noțiunea de regalitate a fost pur și simplu ștersă din cartea de istorie. Cu atât mai importantă este deschiderea domeniului regal pentru public, pentru că o plimbare pe aici echivalează cu o lecție despre trecut, una dintre acelea care nu se învață la școală. Ați venit la Castelul Săvârșin. Acum 20 de ani, tatăl meu se întorcea la Castelul Săvârșin după o întrerupere de 53 de ani. De aceea, suntem la Săvârșin în această zi de 10 mai. Pentru a onora memoria reginei mama Elena, a tatălui meu, regele Mihai, și a mamei mele, regina Ana. Exemplul lor de răbdare, iubire, bunătate și înțelegere este prețios astăzi, mai ales pentru tânără generație de români. Inaugurăm astăzi deschiderea a statului regal și a parcului pentru public. În fiecare an, vizitatorii sunt bineveniți aici, din primăvară până în toamnă. Încă o dată, bine ați venit! Deschis neoficial pentru public încă de la început de mai, domeniul regal Săvârșin a atras încă din primele zile sute de vizitatori. Iar odată cu deschiderea oficială de la 10 mai, a fost anunțat și programul de funcționare până în octombrie, mai precis în zilele de weekend, dar și cu excepții de la regulă, în baza unei programări prealabile. Toate informațiile se găsesc la un click distanță, pe site-ul oficial al castelului și paginile de social media.
Dar ceea ce nu se găsește acolo, iar eu am privilegiul să aflu în aceeași zi de 10 mai, sunt poveștile oamenilor care lucrează acolo și care au participat într-un fel sau altul la munca titanică de a reda locului frumusețea și viața. Colega noastră, Lenuța Ignat, da, 20 de ani, a putut să îl primească alături de toți ceilalți săvârșineni pe Maestatea sa Regele Mihai, pe Regina Ana. Da, da. Era atunci și Maestatea sa Margareta, da, cu, da, Principele Radu. Radu. A fost, cum a fost? Povestiți-ne, sunt tare curioasă. Cum a fost primul moment în care v-ați fost întâlnit? Foarte multă lume. Eu s-a primit aici, l-a așteptat la poartă toată lumea cu călăreți, cu cai în costume naționale și am venit și eu cu soțul. Deci nu faceți parte din echipa? Nu, încă nu lucram. Și de acasă și până aici, de pe trotuar, am rupt toate petalele de la trandafiri. Și aici era poșta. Și aveam o cunoștință acolo și am urcat sus. Și de la geam, de la etaj, am aruncat cu petale de trandafir. V-ați imaginat la momentul respectiv că o să lucrați pentru Cartea Regală României? Nu, nici o clipă, chiar nu m-am gândit. Domnule Tucă, nu știu, cât a fost de important să adunați oameni de-ai locului în echipa de la Săvârșin? Pentru că îmi dau seama că mulți dintre cei care au fost la un moment dat parte din echipă sunt oameni ai locului și cred că i-ați căutat să fie de aici. A fost un pic important elementul acesta. Da, nu i-am căutat foarte mult pentru că i-am regăsit aici. N-am făcut decât să nod firul istoriei și să avem oameni atât de pasionați și de devotați. Oameni care au rămas lângă noi, uitați, și 20 de ani. Din 2001, când a venit prima dată cu Maestatea sa Regele Mihai și întreaga familie, cu Regina Ana și Maestatea sa Margareta, altă sa regală, Principele Radu, am venit pentru primul Crăciun la Săvârșin, da, în 2001. Ce a spus regele când a ajuns acasă la Săvârșin? A fost foarte fericit. Nu a fost prea multe de spus, a fost fericit, dar nu a fost multe de spus în momentul acela. Da. Sigur că întotdeauna regele privea și către ceea ce s-a întâmplat, dar mai degrabă privea foarte mult în viitor și dădea speranță tuturor celor cu care s-a întâlnit aici la Săvârșin și mi-aduc aminte și Lenuța sigur știe, poate vă invite să vă arate un pod care este peste Iazul, face legătura cu insula de aici. Regele personal a stat cu meșterii, da, și cu arhitectul, da, cu, da, fotografia podului care nu mai exista, avea fotografia și a recreat podul exact așa cum l-a lăsat când a plecat de aici. Da, o să exact puteți așa să mergeți să-l vedeți. Și, deci era foarte pasionat. Și serele pasionat. Sau, țin minte, eu am avut onoarea să lucrez și în Elveția pentru Majestatea sa. Mă duceam așa o dată pe an acolo și îmi spunea mereu că îi place foarte mult la Săvârșin și de-abia așteaptă să ajungă și că cel mai bun spanac este la sera de la Săvârșin. Acum toată lumea știe că familia regală locuiește oficial la Palatul Elisabeta, dar petrece, din câte știu eu, foarte mult timp, foarte la Săvârșin. Și dacă stăm să ne gândim că de atâtea ori de Crăciun sunt aici, de, da, Paști sunt aici, cumva e acasă locul ăsta, este, nu? Căminul cel mai îndrăgit, sigur, da, sigur. Da, da. Este de altfel singura proprietate privată folosită de familia regală. Celelalte proprietăți care le aparțin ori sunt muzee, cum este Castelul Pele sau Castelul Perișor, ori este sediul asociației Casa Maestății sale, cum este Palatul Elisabeta, dar acasă, cu adevărat, aici este, la Săvârșin. Acum cămin cald și primitor al familiei regale, păstrând întru totul liniile, rafinamentul și mai ales spiritul pe care regina mama Elena le-a impregnat acestui loc, la cumpărarea lui în 1943, castelul și întregul domeniu sunt astăzi rezultatul unor ani lungi și plini de provocări, aceea ai restaurării începute în 2007, folosind materiale și metode tradiționale, cu grijă pentru detaliu și cu conștientizarea întregului. Amintirile, documentele și fotografiile vechi au fost de mare ajutor, iar acum întregul ansamblu este demn de o reședință regală, așa cum și-o amintesc localnicii din vremea când regina Elena se plimba prin sat și tânărul Mihai zbura pe aici cu automobilul.
Nu întâmplător, găsim chiar un muzeu al automobilului, cu mărturii ale acelor vremuri, una dintre atracțiile oricărei vizite. E chiar la intrare, în satul regal, un spațiu dedicat vizitatorilor și evenimentelor, care mai include Casa Musafirilor și magazinul de suveniruri. Dar și o minunată fântână toscană, replica perfectă a celei de la Villa Sparta din Florența, căminul familiei în exil. Acolo stau de vorbă cu edilul localității cu faimă regală. Care e legătura pe care o are comunitatea locală și autoritățile locale reprezentate de dumneavoastră cu tot ceea ce înseamnă domeniul regal Săvârșin? Este, cum să spun, inima acestei comunități. În jurul castelului, practic, s-au întâmplat de-a lungul anilor cele mai importante evenimente. Și dacă vorbești despre Săvârșin, era o glumă la un moment dat că despre Săvârșin s-a auzit doar la cotele apelor râurilor. Nu este așa, pentru că în primul rând s-a auzit despre castelul de la Săvârșin și mai apoi, de când a fost retrocedat acest domeniu familiei regale, se vorbește despre domeniul regal de la Săvârșin. Pentru noi este o notă bună, este o carte de vizită. Ce poate să fie mai frumos și mai înălțător și mai nobil decât să te mândrești că ești consătean cu familia regală, cu regele, cu regina, iată, cu custodele coroane, cu principele Radu al României. Și faptul că există acest domeniu regal la Săvârșin, sigur că animă și viața economică, culturală și de orice altă natură a comunității noastre. Pentru că, și în special mă refer acum la această perioadă în care a fost deschis publicului larg vizitarea domeniului de la Săvârșin, automat și comunitatea resimte faptul că vine mai multă lume în localitatea noastră, automat și magazinele simt că vând mai mult, automat și cei care merg simpli trecători pe stradă simt că se întâlnesc cu fețe necunoscute, cu oameni care le place să interacționeze cu localnicii de aici, știind că suntem concetățeni cu familia regală. Acum că știu cum e Săvârșinul zilelor noastre, e vremea să mă familiarizez un pic și cu istoria lui. Iar pentru asta am cerut sprijinul unui vechi prieten, fost coleg de breaslă și actual ghid turistic, cu studii serioase de istorie la bază și mai ales cu multă pasiune pentru ceea ce face. E atât de frumos locul ăsta încât ai putea să te plimbi pur și simplu fără să povestești, fără să te gândești, ci numai să-l savurezi, dar totuși e fain să și afli povestea lui și de-aia n-am venit singur, am venit cu tine pentru că sunt sigură că tu știi toată povestea din fir apăr a castelului Săvârșin, care e acum legat de familia regală a României, dar care nu a fost dintotdeauna legată de această familie. Are o istorie veche. Avem date că ar fi existat un conac, un castel, hai să-l numim așa, pe locul ăsta, pe domeniul ăsta, încă de la finalul secolului XVII. Vremuri interesante trăiește conacul, îmi povestește Dan, în anul Răscoalei lui Horia. Anunțând parcă desfășurarea evenimentelor viitoare, vicecomitele Forai, proprietarul, este răpit și apoi eliberat în urma unei hârtii trimise la foruri înalte, în care cere drepturi pentru răpitorii săi, dar nu uită să precizeze în latină propria sa situație de ostatic. Cert e că câteva luni mai târziu, deja asta s-a întâmplat undeva în vara anului 1784, câteva luni mai târziu, la începutul noiembrie, cred că era 6 noiembrie seara, ceva în genul ăsta, când de data asta vorbim de perioada desfășurării răscoalei lui Horia și un grup, nu Horia personal, dar din nou un grup de țărani conduși de unul dintre ei care spunea că e al doilea Horia, se prezintă la castel, dar deja atunci acolo lucrurile se precipită. Ei aveau deja cu o zi înainte ars castelul de la Petriș, castelul Salbec de la Petriș și alte reședințe nobiliare au fost luate cu asalt de țărani și parțial distruse sau distruse de tot și la fel aceeași soartă a avut-o și conacul ce a stat pe acest domeniu.
În urma evenimentelor, castelul nu rămâne înlocuit, dar proprietarii se mai schimbă în decursul istoriei, nu prin vânzare, îmi spune Dan, ci prin alianțe familiale. Iar aspectul actual al locului se datorează contelui Nașavik, cel care a reconstruit în stil neoclasic clădirea. Din aceeași perioadă, anume prima jumătate a secolului al XIX-lea, datează și amenajarea minunatelor parcuri, sub bagheta lui Heinrich Nebien, un foarte apreciat arhitect peisagist austriac. Astfel, parcul de la Săvârșin este unul dintre cele mai vechi parcuri din România, iar amenajarea sa actuală e în ton cu liniile trasate în 1830. Mai facem câțiva pași în istorie. Am făcut câțiva pași așa și pe luză ca să ajungem în apropierea castelului, pentru că ajungem și în apropierea poveștii care ne interesează și mai și, adică aceea legată de regele Mihai și de felul în care familia regală a României a intrat în proprietatea castelului. Acum suntem pe la 1900 și... 1930 eram proprietatea unei familii cu nume de rezonanță, Hunyadi. Mm. Nu știm dacă aveau legătură cu vechea familie Hunyadi a lui Iancu de Hunedoara, dar cert e că la începutul anilor 30, când călătorul englez Patrick Lee Fermor trece pe Valea Mureșului și atunci ne lasă mărturii foarte interesante de pe la toate castelele astea care erau încă locuite. Vine aici și îi cunoaște pe soții Hunyadi, care încă trăiau aici. În 1932 moare Carol Hunyadi, parcă așa îl chema, contele Hunyadi, ca să nu greșesc, și acolo se produce o ruptură în istoria castelului, pentru că în prima fază este preluat de către Societatea Anonimă Agricolă Corvin, al cărui președinte era Antoniu Mocioni, care își avea reședința la Bulci, nu departe de aici, peste Mureș, un alt conac din Salba de conace pe care le avem aici în zonă. Ei, Antoniu Mocioni cu societatea asta agricolă anonimă, care totuși se chema Corvin, ajung să ia în proprietate castelul și domeniul de la familia Hunyadi, și ei îl vând ulterior regelui Mihai. Dar asta deja în 1943. Îmi dau seama că a fost o perioadă destul de scurtă de timp aceea în care familia regală a locuit aici și totuși există foarte multe amintiri ale lor legate de locul ăsta și amintiri ale sătenilor legate de regina Elena, de regele Mihai, de zborurile pe care le făcea pe aici, de călătoriile cu automobilul și așa mai departe. Ai reușit să stai de vorbă cu localnici care să-ți povestească lucruri despre ei? Da, în trecutul meu ca reporter de televiziune am avut ocazia să vin de mai multe ori aici, să văd atmosfera, felul în care localnicii privesc pe membrii familiei regale, felul în care își amintesc bătrânii din sat de vremurile despre care ai vorbit tu mai devreme. Și da, într-adevăr, era o relație specială între localnici, regină și atunci tânărul rege Mihai. Ce povesteau? În general își aminteau de faptul că se purtau normal, spuneau oamenii cu ei. Adică nu exista, clar, fiecare știa locul și inevitabil... Ceea ce pentru oameni era o mirare, vezi? Adică ei se așteptau din partea unor fețe regale să aibă probabil o atitudine de superioritate. Asta am vorbit și eu cu oamenii de aici și asta era ideea, că se purtau frumos, se purtau normal. Da? Eu cred că poate de aceea au fost atât de atașați de acest loc și regele, pentru că aici putea să fie om. Aici, dincolo de faptul că era suveran, dincolo de faptul că era o figură politică, aici putea să lase lucrurile astea un pic mai deoparte și într-o societate nu izolată, dar oarecum mai ferită de ochii lumii, putea să se relaxeze, să fie om cu sătenii din sat. Ceea ce s-a întâmplat după 1947 în România și la Săvârșin implicit e de tristă amintire.
Regele însuși, spun membrii familiei regale, nu vorbea decât rar despre locul acesta, poate tocmai pentru că amintirile erau atât de dragi și dorul prea amar. Acum, la sfârșit, vedem arborat steagul regal. A fost însă o lungă perioadă de timp în care steagul acesta n-a fluturat de fel acolo sus. Cert este că imediat după abdicarea regelui, care s-a petrecut în finalul anului 1947, deja putem vorbi din 1948, castelul de la Săvârșin a fost preluat de către statul român, preluat de Ministerul de Interne și, în același timp, de Ministerul Sănătății. Spun că nu avem foarte multe date din perioada asta, în schimb mai avem localnici în sat care își amintesc și unii dintre ei, am stat de vorbă cu un domn profesor de sport, Unterweger, care etnic german, care s-a stabilit în Săvârșin în 1965 și spune domnul Unterweger că în prima fază, deci el a venit aici în 1965, în prima fază până în 1968 a avut ocazia și să meargă înăuntru, atunci era un sanatoriu pentru boli psihice, dar atenție, nu pentru toți muritorii de rând. Aici veneau aleșii partidului. Nu știu dacă e propriu să-i numim nomenclatură în 1965, dar hai să le zicem, oamenii importanți ai partidului care aveau probleme, veneau să se relaxeze, să se trateze aici la Săvârșin. Aveau nevoie de odihnă psihică, nu? Să te bucuri de peisaj? Aveau de toate. Aveau lac, aveau castel, aveau parc. Era potrivit pentru așa ceva. Abia în 1968 se hotărăște transformarea domeniului în reședință prezidențială, iar Ceaușescu ajunge de două ori aici. După 90, în acest registru se deschide proprietatea pentru vizitare. Mulți chiar și-au venit și-au făcut poze în toaleta lui Ceaușescu, nu știu ce le-a plăcut neapărat toaleta, în dormitorul, spuneau ei, al lui Ceaușescu. Era asociat cu Ceaușescu, era asociată ideea de casa lui Ceaușescu, exact. Nu casa regelui Mihai. Exact. Astea sunt amintirile care ne rămân. Deci oamenii care au venit imediat după 90 căutau să vadă lumea în care a trăit Ceaușescu în castel. Probabil erau între ei și cei care erau mai legați de vechii proprietari al castelului, respectiv Casa Regală, dar în special cred că 9 din 10 oameni cu care stai de vorbă despre perioada aia 90-2001 o să spună am fost în castelul lui Ceaușescu. Multe și întortocheate sunt căile vieții, iar cursul istoriei e și el imprevizibil. Uneori, în ceasurile acelea bune, lucrurile se reașează pe făgașul normal și se face dreptate. Regele Mihai și-a primit înapoi castelul. Sau mai degrabă, castelul și-a recăpătat regele și familia. Iar acum privește probabil împreună cu regina Ana de acolo de sus, mândru de săvârșinul său și bucuros de oaspeți.